oficial vor trece în revistă Garda de Onoare și vor saluta drapelul de luptă, simbol onoare și viteziei militare. Stimați locuitori a orașului Gherla, cu ocazia Zilei Naționale a României din anul 2023, vă adresez cele mai călduroase gânduri și urări. În acest moment de sărbătoare, ne unim cu toții pentru a celebra identitatea noastră națională și valorile care ne definesc ca popor. Orașul nostru, Gherla, reprezintă un pilon important al acestei comunități naționale, iar fiecare dintre voi contribuie la frumusețea și diversitatea acestui loc. În acest an, sărbătorim nu doar o zi de naștere a țării noastre, ci și forța, reziliența și potențialul nostru de a construi un viitor mai bun împreună. Ca primarul al orașului Gherla, îmi propun să continuăm să lucrăm împreună pentru a face orașul nostru mai prosper, mai sigur și mai prietenos pentru toți locuitorii săi. Avem oportunitatea de a consolida legăturile dintre noi și de a crea un mediu în care fiecare persoană să se simte parte a unei comunități unite. În acest an să ne reamintim de valorile care ne definesc ca români, solidaritatea, respectul reciproc și dorința de a construi un viitor mai bun. Împreună avem puterea de a face diferența și de a modela direcția în care se îndreaptă comunitatea noastră. La mulți ani, dragi gherleni, sărbătoriți această zi cu bucurie și mândrie pentru că sunteți parte a unei națiuni cu o istorie bogată și un viitor promițător. Dumnezeu să ne ajute! Mulțumesc! Acest eveniment cu 5 autospeciale, 3 autospeciale de menținerea ordinii și liniștei publice, o autospecială off-road și o autospecială pentru jandarmeria montană. Este vorba de un ATV. Autospeciale sunt folosite în misiuni de apărare a ordinii și liniștii publice, precum și în
și o autospecială de 4.000 de litri de la punctul de lucru Gherla, punct de lucru realizat cu sprijinul primăriei municipiului Gherla, cu mare eforturi financiare în folosul cetățenilor municipiului Gherla. Punctul de lucru de la municipiul Gherla, serviciul voluntar pentru situații de urgență al municipiului Gherla. Este un serviciu încărcat de greutatea celor 245 de ani de existență, dar mai ales încărcat de greutatea faptelor de zi cu zi. Ei sunt modești și nu au nevoie să fie remarcați, dar prin tot ceea ce fac sunt remarcabili. Serviciul are un dotare autospecială marca Renault Kangoo care tractează o remorcă cu două motopompe pentru evacuarea apelor uzate. Autospecială merge de sprinter ce tractează un spumogen de mare capacitate, nou intrat în cadrul serviciului. Autospecială marca Mercedes cu capacitate de 2000 de litri ce tractează o motopompă de mare capacitate folosită în situația inundațiilor localităților. O autospecială marca Mercedes nou intrată în serviciu ca donație a Asociației de Prietenie Gherla Nendaz, care tractează la fel o motopompă de mare capacitate. Autoscară pentru lucru la înălțime și salvarea persoanelor. Autospecială marca Saurer cu un rezervor de 2500 de litri care tractează o remorcă cu bazine pentru apă ce sunt folosite în situația căderii utilităților publice. Autospecială marca Pugsteer 6x6 folosită în teren frământat la incendiile de vegetațiile care tractează o barcă pentru intervenția de apă. Și incontestabil vedeta serviciului, autospeciala Citroen de 52 de ani, care este mai mult o mașină de epocă, dar noi o ținem în continuare în serviciu. Serviciul de ambulanță al municipiului Gherla, condus de doamna doctor Cristina Dumitru, este prezent cu autospecială. Blocul de defilare îl încheie poliția locală a municipiului Gherla cu două autospeciale de menținere a ordinii și liniștii. Fanfara municipiului Gherla, Chitej, condusă de maestrul Vasile Chiș, vă prezintă onorul.